Am să vă fac cunoștință cu o fetiță care se numește Maria Crăciun și care a avut șansa să prindă alte vremuri. Este un real talent, este proaspăt întoarsă de la Chișinău și a câștigat un trofeu, a mai câștigat încă unul în fața întregii Rusii. Are 9 ani și veți face cunoștință cu ea. Maria, ce nume frumos ai? Mulțumesc! Așa, am să te rog frumos să iei loc așa lângă mine, da? Ia loc, te rog. Aceasta este o diplomă. Când ai primit-o, Maria? Acum o săptămână de la festivalul Doi Inimi Gemene, în memoria Doine și Ion Aldea Teodorovici. Adică s-a ținut la Chișinău? Da. Am înțeles. Dar am înțeles că s-a mai întâmplat ceva acolo. Mama Doinei Aldea Teodorovici a urcat pe scenă și... Și mi-a dăruit aceste perle și aceste perle... Asta mai puțin că are de povestit ceva. Și aceste perle au fost a Doinei Aldea Teodorovici. Și le-a desfăcut de la gât? Da, și mi le-a dat mie. Și le-a dat ție. Și eu cred că aceste perle sunt lacrimile Doinei puse pe o ață. Puse pe o ață? Și acesta ce trofeu e? Este trofeul de la Doi Inimi Gemene. De la Doi Inimi Gemene? Da. Am înțeles. Câți ani ai tu? 9 ani. 9 ani. Și de unde ești? Din Galați. Și pentru acest trofeu aș vrea să mulțumesc doamnei mele profesoare, Aurelia Vaida, din Focșani. Am înțeles. Dar spune-mi, te rog frumos, de ce ai cântat tu la festival? Și ăsta de unde e? Din Belarus. De la? Belarus. Din Belarus? Da. Și ce loc ai obținut acolo? Tot trofeul. Nu, e bine așa. Manu, e bine așa.
Ai obținut locul întâi? Marele trofeu? Da, marele trofeu. Ah, deci nu locul întâi, chiar marele trofeu. Și cu cine au fost concurenții? Au fost mulți concurenți. Din toate țările? Da, reprezentanții unei țări și eu am fost reprezentanta României. Am înțeles. Mai am o singură întrebare. Despre ce a fost vorba în melodie? A fost o melodie pe care... Melodia aceasta? Da. Da, titlul melodiei în română se numește Mama iubea trandafirii. Mama iubea trandafirii. Da. Am înțeles. Îți mulțumesc foarte mult. Sper să-mi ofer plăcerea și onoarea să mai particip la emisiunea Celebrii sau nu la Mihaela Tatu, da, atunci în preajma sărbătorilor. E puțin obosită pentru că vine de la o altă înregistrare. Și să știți că aș vrea să vă spun că doamna Mirabela Dauer e cea mai bună prietena mea. Așa am și văzut că Mirabela a fost lângă tine și am și trimis mesaj atunci când te-am văzut cântând pe scenă. Și mi-e foarte dragă Mirabela. Deci avem un punct comun. Și da, ție ți-e dragă și mie mi-e dragă.